I-am zis și-o care 16 cum ar veni și are 20. Hai că am înțeles dacă e. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Revenim, bineînțeles, cu al treilea ghicez vârsta abonatelor. Celelalte două n-au decurs prea bine, bineînțeles. La modul se pare că ochiul meu de artist m-a cam înșelat. Am comis greșeli, precum are avea 13 ani, am zis că are 20, și avea 25 de ani, am zis că are 14. Deci sperăm că în acest episod să nu mai fac așa ceva. Promis solemn să ghicez cu exactitate câți ani au aceste fete. Sper să nu mă înșele din ochii și să trecem la treabă. Ar trebui să mă urmărești pe Instagram la Ronz Niculeț acolo, ca să vezi că mai fac videouri de-astea. Să fii și tu, haide! Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Unde mă dau așa acum? Nu, cred că mă dau aici. După cum vedeți, avem foarte multe mesaje, dar de acum două zile, pentru că am zis că filmez două zile. Dar am uitat să filmez acum două zile. Să luăm ceva random de pe aici, Mihaela. Lumina care pică așa pe față, această, cum să zic eu, nuanță deschisă pe care o porți în de-astea la, de dai la ochi și ruj, îmi dă de înțeles faptul că ai undeva la 17 ani, cred. Mai mult decât sigur, fetele nu o să răspundă foarte curând, așa că o să filmez video din două părți, o parte acum și o parte peste vreo 8 ore, ca să aibă timp să răspundă. Că le-am dat țapă. Am zis că filmez, n-am mai filmat. Haideți să mai vedem, doamna Irina. Haideți să acceptăm cererea aici și să vedem poza. Puțin plictisită, domnișoară. O să merg din nou pe varianta de 17 ani cu multă plictiseală pe față. Sunt foarte curios cum ar fi dacă aș face o video așa plictisit, ja? Sau așa calor. Ce mai faceți? Bine, ok. Da. Următoarea, domnișoară, acceptăm cererea, băgăm acolo la principale, vezi răspunsul foto. Analizând din nou nuanța proeminentă de roșu pe care aveți pe buze, cum ar veni aici o să merg pe varianta de 16 ani datorită buclelor părului care și bluzei tipice de fete de seară. Da, nu, asta e clar, 16 ani băgăm aici tot. Domnișoara Corina, ia să vedem aici o mare poză. Mamă, să moară. Ok. Ce vorbești, vere, că ce am eu aici e degeaba. Ce să am eu aici? Mă simt nașpa acum. Dă o pătură să mă acopăr, bărule, că mă simt prea iurea, mă, nu, mă, ce mușchi am eu, mă, că n-am nimic. Domnișoara Corina, vă felicit pentru aceste gains-uri, dacă îmi permite să zic așa, cum ar veni. Cred că aveți undeva la 20 de ani, cum ar veni, și vreo 35 de sală, cam așa. La naiba, frate, și acum am filmat eu numai eu, acum. Domnișoara Cami, cred că aveți undeva, dacă mă uit așa un pic mai atent, fără să măresc fotografiile, pot oferi până în 18 ani, așa, lumina care pică și aș merge undeva pe vârsta de, din nou, 17 ani, datorită claviculei care este foarte, foarte pronunțată, foarte, da, la vârsta tipică de 17. Îi dau maxim 17 ani jumătate, vedem ce va zice. Domnișoara L. Domnișoara L. Extraordinară poză, nu pot să-mi dau seama de nimic. O să merg, bineînțeles, după ce beau o gură de apă, pe vârsta de 18 ani. Cred că cam acolo se învârte. Cam așa. M-am învățat eu minte, nu mai zic eu 14 ani, că sigur poate să arate, dar n-au. Mai bine zic mai mult decât mai puțin, știi cum zic? Băgăm 18 ani, dăm send cum ar veni și oricum cred că am mai multe fete în DM decât am în oraș, în orașul meu, de cea mai mult. Așa că, dragi părinți, dacă vă întrebați, oare unde mi-este fata? Răspunsul e la SNEAK în DM. BOOM! S-a dus și soarele un pic lumina aici, că na, atâta ne permitem la 1 milion de abonați aproape. Așa cum ar veni, ții camera pe dulap la 1 milion de... Asta e, de acum hai să vedem. Domnișoara Sonia, ia să... Am înțeles, având în vedere faptul că se asortează, da? Deci toate trei și cu pălăriuță și cu așa, da? Cum ar veni? O să merg cum ar veni așa pe... cum 7, bă, să zicem până nu... Așa, 18, hai să zic 18, știi cum ar veni? Mi-a mai trimis o fotograf. Are 13. Are 13 ani! Mi-a și răspuns, mi-a zis că are 13 ani. FBI open up, luați-o! Bărule, dar să mă bată măicut, mamă! Petele, pot să întreb și eu așa ce ați mâncat? Cum are pe mine, m-a crescut mama cu ceapă și mămăligă, să mor eu. Și acum la 20 de ani aproape arăt așa, adică nu, dar la 13 ani mâncați-o sufletul tău, fă ce mi-aș cruce aici. Astea sunt momentele alea din viață când rămâi așa, gen, rămâi prost, știi cum ar veni? Că acum eu ce să mai zic, păi da, eu cred că am iubită de 18 ani și când așa... Nici n-are buletin. Bă, n-are buletin, bă! Da, mă,
că n-are buletin. Domnișoara Vanessa, să zic undeva prin toate, nu, că oricum mi-a așa făcut aici ședință foto la mine în DM direct. Mă uit așa prin toate pozele, fac comedie, să zic 15, 16 și în ultima cum ar veni. Deloc impresionat, asta ar veni undeva, hai să zic, la 17, dar are Nike, știi, și apreciez asta, deci o să merg pe 16 ani cum ar veni și aia e. Domnișoara Adelina, niște poze cu ursuleți din câte se vede. E schemă specială ca să ne distragă atenția, da, de la ce e important. Da, uitându-mă mai atent la poză, că nu este foarte, la o calitate foarte clară, știi, ca să mă pot, nu. Și în poza asta tot cu ursuleți, așa o să merg undeva tot pe hai să zic 17 ani, știi cum. Bă, mi-e frică, bă, să merg și mai sus și mai jos, bă. Din ochiul meu atâta, bă, că dacă zic, bă, poate 22 și are 3, bă, nu mai vreau să fac asta, nu mai vreau. A, mi-a răspuns, așa, are 16, hai că e bine, măcar. Luați-vă o fată care vă răspunde instant, bă, băieți, bă, că despre asta e vorba. Mă pricep cum ar veni, o să-i zic așa, i-arunc un mă pricep, că eu știam cum ar veni. Oricum face 17 acușa, cred. Doamna Cristina, o fată, nu, e blond natural, abarna. Uitându-mă puțin mai atent la unghiurile din care sunt făcute pozele, o să merg pe vârsta de 15 ani, atunci este vârsta clasică, cum ar veni, ca să zic așa, când fetele își vopsesc părul pe aia, cum ar veni așa, e bine, aveți încredere în mine, sincer. Doamna Cosmina, haideți să vedem, acceptă mesaje, am înțeles, nu fucking merge, super. Se pare că Dumnezeu m-a protejat de la o posibilă greșeală, tocmai de asta o să fug repede din DM-ul ăsta, să nu cumva să o dau în bară. Domnișoara Andra, haideți să vedem, o poză alb-negru, clasica, în care, cum ar veni, sunt băieții, sunt păcăliți, ochiul uman este păcălit, ochiul masculin, să zic așa. Analizând repede nuanța de cum ar veni alb-negru de la green kiss la gri deschis, n-am cum să nu observ acest contrast dintre bluză și direct aici, acum așa, știu ce credeți, băieți, nu are mai mult de 16 ani, așa că o să merg pe 16 ani, aveți încredere. Alexandra, o să merg undeva pe 16 ani și asta de undeva de 16 ani, cam așa. Domnișoarelor, încep să rămân fără baterie la cameră, sunt pe roșu. Doamna Ana, mamă, din această mamă, ce înălțime, da, este o poză extraordinară. S-a închis poza și n-am apucat încă să o analizez foarte mult, dar o să merg pe vârsta de 18 ani, sper, cum ar veni, adică după așa prin ochii mei, hai că... Stați că ne scrie 17, ok, e, da, deci luați-vă o domnișoare care răspunde foarte repede, că ok, 17 ani, almost, aproape, am ghicit. Domnișoara care are o inimă și nu știu cum o cheamă, trimite în direct poză repede, ok, lumina care pică pe față, sprâncene, așa cum ar veni, geacă de blu s-a terminat, la 17 deja nu mai părgea că de blu, 16 ani, direct, hau, Maia, bun, a trimis o, așa, cum ar veni, un videoclip în autobuz, ok, în autobuz, ok, o să merg pe 14 ani, nu pot să mai mult în autobuz, nu, deci în autobuz, nu merge. Da, mai sunt multe fete pe aici cum ar veni. Bam, închid asta cum ar veni, se închid așa. Ideea este că revin peste câteva ore să o să fac o numărătoare să văd câte am. Bă, sper să, nu știu, să mă uit la acela video. Poate e un video în care chiar îmi bat recordul, știi? Bun, printr-o tranziție au trecut 24 de ore. Acum ne uităm la răspunsurile fetelor, vedem câte am nimerit. Hai că sigur mai găsesc eu de aer. Sigur că da. Primul rând începem cu doamna Mihaela, care am zis că are 17 și a zis că are 18. Stai să mă dau mai așa. Eram aproape. Uite, mi s-a ridicat și fără de mi s-a ridicat, hai că fără. Aici am comis direct prima greșeală, i-am zis că are 16 și are fata mea 19 ani, mă înțelegi? A terminat fata mea și liceul, frumos, a terminat, i-am zis că are 16, haide! Domnișoara Corina cu mușchi, i-am zis că are cum bă, are 7... Mamă, dăm rochea lui mama să mă ascund așa că iară, nu n-ai cum bă. Dă-o în brânza mă, și bă, dar cum bă să arăți la 17 ani? Cum Dumnezeu bă să ai mușchi ăștia bă la 17 ani, ești nebun la cap? Bă, ia de acolo vere brască, la mine să moră, da? De ce mă simt super skinny pești sunt la, nu mai fac niciun video. Următoarea domnișoare, am zis că are 17 ani jumate. Are 16. Dar uite că la unele aparent am dat mai mult decât trebuie, interesant. Domnișoare cu fluturașul, care i-am zis că are 16, 18, are 16. Mamă, s-a terminat, ver. O să zic un hai că, na, cum ar veni, atâta. Da, nu, mă simt. Deja e a doua parte din video, știi? Se duce energia, nu mai... Mă simt așa. Ideea e că sunt puțin șocat cum ar veni, știi? Că, bă, eu mă gândesc, bă, totuși, uite, eu am așa... Nu pare nicio, pare că-s mai mic de 20, bă, dar la fete, bă, că au 15, parcă au 20.
25 verzi. Băi, și-s curios, am întrebat-o și eu pe maică. Bă, mamă, ce unul că mă, fetele astea, cum ar veni cu ceapă cu mămăligă, nu prea mă ajută. Știi cum ar veni să mă dezvolt, știi ce zic? Oricum, suntem bine, până acum n-am ghicit niciuna, e ok, ok. Domnișoara Cursuleț, am zis că are 17, are 16. Domnișoare Andra, care am zis că are 16, are 18. Bă, eu cred că-s prost, bă, cred că voiam să fac invers, că nu-mi dau seama cum să, bă, cum să nimeni, bă, niciuna. Domnișoare Alexandra, am zis că are 16, are 15, aproape 16. Bă, hai să categorizăm așa că am nimerit-o sau... Până acum niciuna. Domnișoare Alexandra, am zis că are 17, are 16, face așa. Bă, da, hai, bă. Ei am zis că are 16, are 14. Hai că da, am înțeles. I-am zis și eu care 16 cum ar veni și are 20. Hai că am înțeles dacă e. Bă, domnișoara cu autobuzul am nimerit-o. I-am zis că are 14 și chiar are 14. Am înțeles, ei am zis că are 16 și are 14. Hai că dacă la 14 să mă bată măicuța mea. Că dacă la 14 ani arătam eu așa. Deci vă pun o poză cu mine, așa arătam eu la 17 ani, mere. Deci așa arătam eu la 17 ani, fetele mele să moră la 14 ani. Haide. Bă, zic sincer, habar n-am dacă o mai fi fete, habar n-am, dar oricum mi-e rușine, mă. Bă, nu știu, bă, cum e posibil să înșele femeia, bă, așa în halul ăsta, bă, ochiul masculin, bă. Hai să facem un experiment. Să zicem că uitați că dacă v-am zis eu că am 19 ani aproape spre 20, lăsați-mi un comentariu de acolo. Eu o să le citesc, dau inimă cam câți ani credeți că am eu, că așa cum arăt eu, cam câți ani îmi dați voi. Vă aștept și pe canalul de gaming, aveți link în descriere. Facem 100.000 de abonați acolo. Bă. Ce să vă mai zic, beța pe multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!